Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi suntem pe Sony Vegas. Și vă voi învăța cum... Vă voi arăta cele mai bune, după mine, setări de render. Da, nu m-am luat după niciun tutorial, pur și simplu din propria experiență. Bun, am câteva videoclipuri. Nu. Ok, o să vă arăt și în primul rând, haideți să luăm un videoclip pe care îl vom randa. Tech It numă 5. Ok, episodul 5 din Tech It. Nu 5, doamne. 4 din Tech It. Îi dăm nou când ne întreabă chestia asta. Așteptăm să ne creeze aceste chestiuni. Și vedeți aici 29,970i, adică este filmat cu 29,997 de frame-uri. Nu, de stat așa. Dar asta încet, să nu se audă. Și vedeți, se mișcă. Okay? Așa se mișcă, da? Bun. Problema este următoarea. YouTube-ul postează videoclipurile în 30 de frame-uri. Nu mai mult, nici mai puțin. 30 de frame-uri. De fapt, mai mult, că mai puțin, da. Bun. Acum, că avem toată chestia asta. Stați să vă arăt. Deci... am tras videoclipul, toată lumea poate să fac chestia asta, dacă nu puteți, sunteți nubalei. Bun. Apoi, mergem pe chestia asta și apăsăm pe plus. De câteva ori. Și așa îi putem da un fade in. Apăsăm, deci punem mouse-ul în colțul de aici, până ne apare chestia asta, jumătate de sfertul ăsta de cerc. Și avem fade in offset. Și trebuie să tragem, nu știu, hai să vedem, o secundă, dacă tragem o secundă și îi dăm play. Și bine v-am găsit la un episod din... Arată bine, bun. Facem asta, mergem la sfârșit. Și fade out, tot așa. Bun. Am făcut fade in și fade out. Apoi, ce mai trebuie să facem? Trebuie să... Așa, bun, deci videoclipul e ok. Mergem aici. La render as, pe chestia asta de aici. Astea sunt, acesta este cel care ne interesează nouă. Dar, cum facem chestia asta? Deci, în primul rând, mergem aici, până găsim Windows Media Video, www. Bun, până la orice chestie de asta, apăsăm Customize Template. Îl facem pac, pac, cum vrem noi, pac, pac, îl facem cum vrem noi și dăm save, dar întâi trebuie să-i dăm al nume, ok? Bun. Deci. Acum. Haideți să ștergem chestia asta, dacă se poate. Nu, nu se poate. În fine, hai să creăm noi una. Deci. Setăm tot... Stăm aici, puneți setările cum vă voi arăta și aici scrieți că voi nu veți da Customize Template la Best Render Settings, voi veți da la una de asta. Și o luăm pe asta ultima, pentru că ultima și cea mai bună. Customize Template, asta nu prea contează, ok? Customize Template, o facem cum vă voi arăta eu și îi schimbăm numele. Și scriem render as usual sau cum vreți voi să scrieți, ok? Deci nimeni nu vă obligă să îi puneți un nume obligatoriu, da? Un nume exact. Îi puneți ce nume vreți voi. Bun. Apoi haideți să mergem la Best Render Setting. Al meu și să vă arăt ce puneți voi.
Apoi avem apăsăm aici include audio. Da? Apoi mode quality vbr sau kbr, dar am luat pe quality pentru că scrie quality și da. În fine. Format Windows Media Audio 9.2, îi puteți spune Professional 10, dar eu l-am lăsat 9.2 și vă sugerez să-l puneți și voi. Aici dăm VBR Quality, ultimul, 40 de kHz stereo VBR. Bun. Apoi am statat chestiile astea. Bun, pa, pa. Mergem la video. Mode, CBR sau Quality VBR, dar eu dau CBR. Bun. Ok. Aici, format, îl lăsați așa, Windows Media Video 9. High Definition, Image Size. Bun. Aici. Mergeți aici, vă uitați. Bă, și e ceva de genul... Mă, băiatule, dar unde e Full HD? 1920x1080. Băi, ei bine, aici o problemă. Dacă îi dați custom și scrieți 1920x1080, care e rezoluția Full HD, veți avea... Tot așa. Veți avea un videoclip ca ăsta. Și bine v-am găsit la un episod de... Ok, deci veți avea un videoclip ca ăsta și așa va apărea pe YouTube. Vreți să aveți un videoclip așa cu dungi negre? Eu nu cred că vreți. Bun. Așa că mergem aici. Și video. Și lăsăm 1440x1080. De ce? Pentru că la rezoluția dată așa va arăta videoclipul. Full HD fără dungi negre. De fapt, dungi negre dacă sunt de la programul cu care înregistrați. Ok? De mine sunt pentru că nu înregistrez cu... Nu înregistrez Minecraft-ul în full screen. Ok. Bun. Deci, ca idee, pur și simplu la video îi puneți high definition ăsta. Pixel aspect rate, eu nu cred că vreți să aveți video pătrat. Frame rate sau FPS. Ei bine, aici e o problemă. Foarte multe programe, de exemplu am văzut și la, cum se numește, la PowerDirector. Randează și sau foarte multe programe randează în 29,97 de frame-uri pe secundă. Frame-uri pe secundă. Doamne ferește. Frames per second însemnând cadere pe secundă sau frame per second. Ok? Bun. Deci, foarte multe programe așa fac. Da? Și de aceea pe YouTube, el, YouTube-ul, acceptă videoclipuri, acceptă, pune videoclipuri în 30 de FPS-uri, dar dacă e mai puțin, îl lasă așa, că așa e el, mai urât. Da? Bun. Și dacă noi îi lăsăm 29,970, se va mișca bine. Da? Dar nu garantez că se va mișca la fel de bine ca în 30 de frame-uri. Pentru că, haideți să vă arăt, mă băiatule, cum pun chestia asta în bară? Ok, deci haideți să vă arăt. Așa se mișcă un videoclip randat în Cyberlink, da? Un videoclip randat în Cyberlink în 29,97 de frame-uri. Se mișcă bine, nu? Uitați. Se mișcă smooth, dar randat în Sony Vegas în 30 de FPS, uitați cum se mișcă. Da, deci, eu zic că e o diferență, se mișcă mult mai smooth, mult mai bine, mult mai HD. Ok?
Și pe YouTube se va observa o diferență. Ok. Trecem înapoi la Sony Vegas. Sony Vegas Pro 12. Ca să știți. Ok. Video. Acum, la video, avem Override Default Compression Buffer. Nu v-aș recomanda chestia asta. Pentru că mie mi-a dat un video peste un video și i-am dat imediat cancel. Ok, pentru că nu e bine. Da, bun. Deci nu apăsați pe chestia asta, nu te bifați pur și simplu. Aci la video smoothness. Mă, dacă te chestia am, bă, băiatule. Aici la video smoothness. El o să vi-l pună pe 90 sharpest. Și voi ziceți, bine boss, îl dăm pe 100. Să vă apă încă toți familia ta. Nu. Trebuie să îl dăm pe... Aici scrie sharpest, dar scrie smooth. Așa că noi îl vrem smooth, așa că îl dăm la 0. Smoothest. Ok? Eu îl țin pe 10. Ca să nu fie... nu știu... Să nu-mi am foarte multă randare și să fac chestii urâte, ok? Deci, pur și simplu, las pe 10, ați văzut cât de bine se mișcă. Da. Apoi, avem bitrate. De fapt, că am terminat. Deci, și la video mi-am demenționat, la image size, de fapt, mi-am demenționat ceva. Vedeți aici image size... Puteți să-i dați și high definition din ăsta, 1280x720, pentru că nu-l face full HD, îl face HD. Și... Dacă îl face HD, o să vă ia mai puțin... O să vă ia mai puțin la render. Dacă vreți un render bun... Și să se miște bine, să arate bine, m-aș recomanda ultimul high definition, dar dacă vreți un render bun și rapid, v-aș recomanda 1280x720. Bun, îi dăm ok. Și trebuie să-i dați un nume, că altfel nu merge. Apoi, output, hai, a da, și la render settings aici. Deselectați render loop region only. De ce? De ce oare, frate? Pentru că ce este render loop region only? Bun. Chestia asta face ca el să randeze numai chestia asta cuprinsă între cele două săgițele. Da? Și eu trebuie să dau minus, 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 să apară aici videoclip, să trag chestia asta. Uneori pot să uit, să nu-mi randeze nimic, să-mi randeze doar o secundă din videoclip. Și chestia, așa că nu v-aș recomanda să dați pe chestia. Ok? Numai dacă, de exemplu, faceți un videoclip de oră și să zicem, din 20 în 20 de minute, să zicem. Fix aici la 20. Tragem ăsta până la 20. Am ajuns la 20, gata. Random, apoi, a doua zi. De la 20 trag până la 40. Ok, random. Pentru asta se folosește... Opa. Pentru asta se folosește... region only. Da. Numai dacă faceți așa, vedeți? Și acum că am pus region only, îi putem da. Putem selecta, dar eu nu voi selecta pentru că sunt Batman și pentru că sunt rău. Și dacă nu selectăm chestia asta, pur și simplu chestia asta nu e bifată și gata. Aia. Aici îi dăm browse și scrieți unde vreți voi să vă să ca videoclipul vostru să ajungă. Da. Cam asta e. Mergem aici. Browse. Desktop.
Îi dăm un nume, 4. Dăm save. Lăsăm aici cum scrie el. Și îi dăm render. Pic. Vedeți, totul arată ok și da. Bun, cam asta a fost cu acest tutorial. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și un share. Și un share, aveți grijă, mă, băieți. Și un share dacă prietenii voștri au probleme cu Sony Vegas Pro 12. Pro 12 și nu știu cum să randeze. Dați share la acest videoclip. Dați-le videoclipul să-i ajutați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!